După ce s-a tot amânat termenul, parcul de la Petrila a ajuns în sfârșit să fie inaugurat. Lucrarea a fost finalizată și acum edilii locali spun că de vină a fost vremea rea și lucrările suplimentare care au fost necesare. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor de bine am reușit să finalizăm lucrările în acest parc. Parcul a costat aproximativ 20 de miliarde de lei, dintre care 5 miliarde este contribuția primăriei. Pentru că am această ocazie, eu aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei importante investiții pentru cetățenii din orașul Petrila. În primul rând, colectivului și echipei din primărie care a scris, a urmărit și a dus la bun sfârșit acest proiect. Nu în ultimul rând constructorului, Consiliului Local, pentru că a aprobat acest proiect, și tuturor colegilor mei, respectiv viceprimarul și ceilalți colegi care s-au implicat cu toată responsabilitatea în realizarea acestui obiectiv. Am știut că va fi undeva în luna iunie pentru faptul că anumite lucrări și cele mai importante sunt cele de plantare, trebuie să le faci la timpul lor. Adică în timpul primăverii, cum bine știți și cum învățăm cu toții încă de la școală. Și pentru că am avut o iarnă destul de prelungită, iată că am fost împinși să facem plantarea și să punem materialul săditor în luna mai și chiar la începutul acestei luni. Bineînțeles că a fost o dorință să deschidem cu ocazia diverselor evenimente care au loc în viața noastră, unele pe plan religios, altele pe plan calendaristic, dar noi am făcut din deschiderea acestui parc pentru cetățenii orașului Petrila un obiectiv în sine și singurul lucru pe care ni l-am dorit a fost să deschidem un parc din punct de vedere calitativ foarte bine executat. La inaugurare au venit și mai mulți localnici, iar în rândul lor părerile sunt împărțite. Dacă unii spun că parcul este foarte frumos și a meritat investiția, alții îi contrazic și spun că a costat prea mult sau au găsit defecte. Îmi pare foarte bine și foarte frumos, un lucru foarte bun care l-a făcut domnul primar și îi mulțumim lui domnul primar că el a făcut și străzele, și poduri, și drumuri și tot a făcut foarte bun. Un lucru foarte bun care de mult n-am avut așa, și drumuri și tot. Și veniți cu nepoței în parc aici? Da, să venim cu nepoței, cu copii, un lucru foarte frumos, un lucru bun, că aici era numai burei, numai tot, și au făcut un lucru foarte bun. Foarte frumos. Ce le place lor aici? Unde le place? Oriunde. La Scrâncebi, la orice. E foarte frumos, singura problemă este lipsa drenajului. Toată apa, după cum vedeți, zona în care ne aflăm, vine apa pe ale în jos, intră totul spre curțile oamenilor. S-a întâmplat până acum? În ultimele două săptămâni deja au fost de două ori probleme cu inundația în zona. Autoritățile locale de la Petrila au transformat vechiul amplasament al stadionului orășenesc în loc de odihnă, după ce orașul nu a mai avut echipă de fotbal, iar stadionul ajunsese tarlat de păscut pentru animalele localnicilor. Totul a fost refăcut contra unei sume de 2 milioane de lei pe un proiect ce a fost depus în urmă cu 2 ani.